Biserica parohiei Băcăoane Racova a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La slujbă au participat clerici și credincioși din întreaga eparhie. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre importanța târnosirii Sfântului Altar, despre biserică, oglinda sufletului credincioșilor din comunitate, precum și despre rolul fiecăruia în viața bisericii. O biserică totdeauna restaurată, reînnoită, redotată, reînfrumusețată, aceea biserică arată și fața credincioșilor sau sufletul credincioșilor cărora li s-a încredințat biserica aceea ca locaș de închinare, ca simbol al unei porți a cerului și un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Noi avem multiple feluri de a ne întâlni cu Dumnezeu. Nu ați văzut femeile mironosițe astăzi? S-au întâlnit cu Hristos Dumnezeu, Cel care a înviat din morți. Și bineînțeles, recunoscându-L, atunci și Hristos a recunoscut în osteneala lor. Așa și frățiile voastre, ca membri ai bisericii, ca mădulare ale trupului tainic care este biserica, e bine, acest trup tainic suntem noi. Și fiecare are un rol, nu numai decât pasiv, ci activ. Deci cum participăm la viața unei familii, fiecare are rolul său, așa și în biserică, fiecare credincios are rolul său. Și bineînțeles, totdeauna când se uită la casa de închinare, care nu mai este proprie după rânduielile și cele civile, dacă vorbim, dar mai curând după rânduielile liturgice, atunci se binecuvintează înnoirea acelei biserici, ceea ce s-a făcut aici. Lucrările ample de restaurare a bisericii din Rahova au fost derulate în ultimii 6 ani prin implicarea părintelui paroh Ionuț Constantin Ciobanu și a părintelui Florin Sebastian Pascariu, cu sprijinul credincioșilor și al autorităților locale. După o muncă asiduă de 6 ani, după o muncă care nu a fost deloc ușoară, însă cu sprijinul acestor oameni cu suflete calde, am reușit să ducem la bun sfârșit reînfrumusețarea bisericii noastre. Iar considerăm că nu întâmplător Bunul Dumnezeu a rânduit prin binecuvântarea înalt preasfinției voastre să oferiți încă un hram acestei biserici, pentru că slujirea în biserică este multiplă. Iar femeile mironosițe nu au dispărut. Mirurile de mult preț acum au luat o altă formă, spunem noi, pentru că foarte multe dintre femeile credincioase ale acestei parohii, cu frică de Dumnezeu, s-au ostenit pentru înfrumusețarea locașului acesta. Ne sprijină în toate activitățile noastre, și în cele culturale, și în activitățile pe care le întreprindem cu tinerii, cu vârstnicii, dar și în activitățile ce au loc în cadrul locașului de cult pentru înfrumusețarea, pentru curățarea lui și așa mai departe. În semn de apreciere pentru efortul depus, ierarhul a irotesit iconom stavrofor pe părintele paroh, iar preotul coslujitor a fost ridicat la rangul de iconom.